Zilele cetății Batori din Șimleu Silvaniei au avut loc în acest weekend. Șimleuanii au avut parte cu această ocazie de tabere cu jocuri medievale, expoziții de arme și armuri, ateliere de pictură, dar și reconstituiri istorice medievale. La acest sfârșit de săptămână au avut loc zilele cetății Batorii din Șimleu Silvaniei. După cum declară organizatorii, evenimentul este legat de perioada istorică medievală, atunci când familia Batorii a pus bazele cetății, astfel că la eveniment s-a desfășurat o tabără medievală, o acțiune de reconstituire istorică pentru a retrăi o parte importantă din istorie. Acest eveniment a fost organizat în cadrul programului Zilele Europene a Patrimoniului 2016, care are ca scop promovarea patrimoniului cultural local. Evenimentul a fost la prima ediție și a fost caracterizat de momente inedite, dintre care o paradă istorică medievală cu prezentarea trupelor husarin aripați și Terra Ultra Silvania din Polonia. Pe de altă parte, a avut loc și o tabără cu jocuri medievale, o expoziție de arme și armuri, ateliere de pictură, dar și o prelegere științifică cu cercetător dr. Horia Pop.